Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ați venit la ședința ordinară din luna aprilie a Consiliului Local, o ședință ordinară cu proiecte foarte importante pentru dezvoltarea comunității. Îl rog pe domnul viceprimar, în calitate de președinte de ședință, să preia conducerea ședinței. Mulțumesc, domnule primar, bună ziua și bine ați venit la ședințele Consiliului Local din data de 28.04.2023, ce are loc în sala de ședință a primăriei orașului Dărmănești, cu prezență fizică un număr de 14 consilieri și în format electronic, online, un număr de 3 consilieri. Trecem la ordinea de zi, cu precizarea că noua ordine de zi este într-o variantă cu două proiecte de hotărâre suplimentată cu două proiecte de hotărâre. Supun spre aprobare noua ordine de zi la punctul numărul 1, aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.04.2023, varianta cu cele două proiecte de hotărâre suplimentate. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate. A fost adoptată. Punctul numărul 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 31.03.2022. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cred că cei 2023. Nu. Da. 2023. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Dărmănești, județul Bacău, pentru anul 2023. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Câteva precizări am să fac. Așa cum am spus la ședința pe comisii, este vorba de o rectificare pozitivă, în principal, influențată de două noi proiecte care au fost aprobate spre finanțare pentru primăria orașului Dărmănești. Este vorba de proiectul de modernizare prin eficiență energetică a școlii numărul 2, un proiect finanțat prin Ministerul Mediului. Și cel de-al doilea proiect este vorba de achiziționarea unui măturător stradal, proiect finanțat prin fonduri europene, prin AFIR. Sigur că sunt și câteva influențe pozitive pe anumite componente, dar am să o rog pe doamna contabil șef, așa cum ne-a prezentat pe comisii, pe scurt să ne dea câteva detalii. La partea de venituri și partea de cheltuieli vor crește bugetul local cu 1611,92. La partea de venituri sunt veniturile aferente proiectelor, celor două proiecte. Iar la partea de cheltuieli, pe lângă cheltuielile care vor fi finanțate din aceste proiecte, mai sunt și cele 4 școli care au primit pentru achiziția de programe informatice câte 4.000 de lei. Ca influențe, toate se regăsesc în lista anexa 2 privind obiectivele de investiții finanțate pentru sursa A și modificări pe anexa 3 privind obiectivele finanțate din excedentul anilor anterior, în valoare de 5.770. Dacă sunt întrebări, mulțumesc, supuneți la vot. Fac precizarea, înainte de supunere la vot, că toate proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au primit avizele favorabile de la comisiile de specialitate. Supun la vot proiectul de hotărâre numărul 3. Cine este pentru? Este împotrivă cineva? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a trecut. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării studiului de fezabilitate și a devizului general aferent obiectivului de investiții, amplasare stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul Dărmănești, județul Bacău,
inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de actualizarea unui studiu de fezabilitate care vizează amplasarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în orașul nostru. Sigur că noi avem acest proiect depus, am depus cererea de finanțare, sunt niște clarificări pe care ne le-au transmis cei de la minister. Astăzi am venit și am corectat aceste influențe în studiul de fezabilitate și în devizul general. În principiu era vorba de niște sume care erau inițial eligibile, după aia au devenit neeligibile. Ce am corectat astăzi vine să răspundă adresei de clarificări transmise de minister și, sigur, trebuie, cred că, în regim de urgență, marți, sunt încărcate aceste clarificări. Deci este un proiect finanțat din fonduri europene prin PNRR care vine să aducă un plus de noutate orașului Dărmănești prin amplasarea acestor stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Dacă sunt întrebări... Dacă nu, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot cine este pentru. Se abține cineva, este cineva împotrivă și colegii din online. În unanimitate s-a votat și acest punct pe ordine de zi. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Dărmănești. Inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că este un proiect la care am avut mai multe runde de întâlniri cu colegii din primărie, atât cu funcționarii publici, cât și cu aparatul de specialitate. Este a doua oară când am inițiat acest proiect în acest an. Știți că în prima parte a anului 2023 am mai venit cu un proiect de hotărâre sau am avut discuții pentru a iniția o mărire de salarii ținând cont de inflația și de situația socioeconomică de la nivelul țării și de la nivelul localității. La acel moment n-am găsit înțelegere la colegii din primărie pentru că își doreau o creștere mai mare decât propusesem noi. Astăzi cred că au înțeles că fiecare leu în plus este important și ținând cont și de restricțiile și de condiționalitățile financiare pe care le avem, vin cu acest proiect de hotărâre prin care propun o creștere a salariilor între 7 și 10-11% a aparatului a personalului din cadrul aparatului de specialitate a primarului orașului Dărmănești. Acești oameni, dacă vor să obțină rezultate sau vrem să obțină rezultate bune, e nevoie să fie și retribuiți. Deci, ca atare, propun aprobarea acestui proiect care vine cumva să atenueze șocul pe care l-am trăit cu toții în 2022. Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Dacă nu, supuneți la vot. Supunem la vot proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abținere. Doamna Verde. O abținere, doamna Verde s-a abținut. În online? Pentru. Împotrivă. Cu 16 voturi pentru și o abținere, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al UAT orașul Dărmănești, a două loturi de teren extravilan situate în lunga Uz, Brătulești, din orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Este vorba de un obiectiv de investiții pe care îl implementează Compania Română de Apă Bacău, finanțat prin POIM, acea conductă de apă brută de la baraj Poiana Uzului la stația de tratare Cărăboaia. Sigur că acest obiectiv a fost lansat încă din 2018, cred că astăzi se implementează acest proiect în anumite părți. Noi nu am predat terenul pentru constructorului pentru implementarea conductei, sunt niște probleme care țin de chestii tehnice și am identificat împreună cu cei de la CRAP, cu specialiștii CRAP și cu constructorul noi trasee
Aceste trasee se găsesc în cele două loturi, lotul 1 suprafață de 1771 de metri pătrați și al doilea 844, care vizează în special strada Valea Uzului, acolo unde noi avem un proiect de asfaltare și spuneam mai devreme că așteptăm ca cei de la Compania Națională de Investiții să emită ordinul de începere a lucrărilor în cel mai scurt timp. Din practică am văzut că șansul pentru care trebuie săpat pentru a introduce această conductă duce la, degradări masive ale drumului. Noi avem pe acest tronson de drum și canalizare, avem și rețea de apă, ne dorim să avem și rețea de gaze și toate aceste rețele care deja sunt implementate pe strada Valea Uzului vor fi serios avariate dacă se va introduce tot pe același tronson și rețeaua de alimentare cu apă, mă refer la cu apă brută, această conductă. Ca atare, împreună am identificat niște soluții. Aceste soluții le atestăm la domeniul privat. Vom da, după aprobarea această hotărâre, pentru cadastrarea traseului propus de noi și îl vom pune la dispoziție celor de la CRAB. Sigur că este o tatonare între cei de la CRAB și noi, pentru că noi ne dorim să ne protejăm pe de o parte cetățenii, pe de altă parte investițiile pe care le-am făcut. Dumnealor își doresc drumul cel mai scurt și cel mai ieftin și va trebui să găsim cele mai bune soluții. Spuneam că ne protejăm cetățenii pentru că aceste conducte impun restricții. Pe o, anumită distanță, stânga și dreapta, vom avea restricții inclusiv de construcții noi. Și cei care au case în zona respectivă, sigur că își doresc să-și modernizeze casele, să construiască, dacă sunt terenuri pe acolo, case noi și vor fi probleme dacă această conductă va trece pe acolo. În principal, am stabilit direcțiile mari de, dezvoltarea proiectului respectiv. Sper să rămână așa. Rugămintea mea este să susțineți acest proiect de hotărâre în așa fel încât, în termen scurs, să-l cadastrăm și să-l punem la dispoziție beneficiarului. Dacă aveți întrebări, mulțumesc. Dacă nu sunt întrebări, supunem spre aprobare punctul numărul 6 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? În unanimitate de voturi a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale a orașului Dărmănești la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, inițiatorul proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Am primit o adresă de la ADIS Bacău. În fiecare an noi aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local cotizația la asociațiile din care facem parte. În 24-a 3-a, ADIS ne-a transmis o adresă prin care ne comunică hotărârea AGA ADIS Bacău numărul 2 din 2-a 3-a 2023 privind aprobarea cuantumului cotizațiilor membrilor asociației. Și avem aici o listă, că am crescut la orașul Dărmănești și ni se spune că pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 10.000, între 100.000 și 200.000, e cazul municipiului Bacău, cotizația a crescut la 670.000 de lei pe an. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 25.000 și 50.000, de locuitori, cotizația este 100.000 de lei pe an. Comăneștiul și Moineștiul, că sunt mai mari, au 60.000. Pentru municipii și orașe cu o populație cuprinsă între 10.000 și 18.000. Aici ne încadrăm noi, orașul Târgu Ocna, orașul Dărmănești și Buhușul, cotizația este 50.000 de lei pe an. Și așa mai departe, comunele, e cam mult pentru orașe. Noi am sărit de la 35.000 de lei la 50.000 de lei. Sper să reușim să ne achităm această cotizație, pentru că cotizația se regăsește în taxele cetățenilor și nu în altă parte. Vă propun să o aprobăm așa, urmând ca la o eventuală viitoare întâlnire în AGA ADIS să vedem o echilibrare a acestor cotizații, pentru că nu putem. Poate orașele care sunt mai mari sau municipiile cu venituri mai mari n-au o problemă, dar pentru noi și 50.000 de lei este destul de mult.
Mulțumesc, dacă sunt întrebări. Dacă nu, supunem. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 7 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Colegii din online? În unanimitate de voturi a fost adoptat și acest proiect de hotărâre. Punctul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea indexării cu rata inflației de 13,8% a cuantumului chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru unitățile locative construite de către ANL din orașul Dărmănești, strada Energiei numărul 57A și strada Energiei numărul 57B. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. În data de 24 martie 2023 am primit cu adresa 6064 o înștiințare, o solicitare de la Agenția Națională pentru Locuințe, prin care ni se aduce la cunoștință că trebuie să indexăm cu rata inflației de 13,8% cuantumul chiriilor aferente contractelor de închiriere pentru locuințele locative construite prin Agenția Națională de Investiții. Și ni se mai spune aici că, în caz contrar, vom demara toate acțiunile legale în vederea recuperării creanțelor datorate de către Unitatea Administrativ Teritorială și, totodată, ne rezervăm dreptul de a sesiza Curtea de Conturi. Ne spune frumos ce avem de făcut și, după care, ne transmite așa elegant că, în caz contrar, ne vor face plângere. Ca idee, trebuie să facem această corecție, pentru că anul 2022 rata inflației a fost de 13,8%, ea trebuie să se regăsească în cuantumul chiriilor din 2023. Am venit cu acest proiect de hotărâre, am precizat la articolul 2 și modul cum vom face acest lucru, începând de la 1.05.2023, printr-un act adițional. Spuneam că aceste sume pe care noi le încasăm chirie, le vom vira în procentul prevăzut de lege către Agenția Națională pentru Locuințe. Adică acești bani nu rămân la noi, de-aia dumnealor ne spun foarte elegant că vor seziza Curtea de Conturi în cazul în care noi nu suntem de acord cu acest lucru, pentru că au în bugetul anului 2023 cei de la Agenția Națională pentru Locuințe, aceste sume deja indexate. Practic, este o punere în practică a legislației vis-a-vis de rata inflației. Dacă aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc, supuneți la vot. Supunem la vot punctul numărul 8 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Cu abținere, doamna Verde, se abținere. Este cineva împotrivă? Cu 16 voturi pentru și o abținere, doamna consilier Verde s-a abținut, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 9 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către SECE, compania Rompress Services SA, de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957/6/5/2015. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că acest proiect de hotărâre a luat naștere în urma unei adrese transmise de operatorul regional, compania Rompress Service, care ne propune o creștere a tarifelor de colectare a deșeurilor municipale. Noi am aprobat la începutul anului printr-o hotărâre de Consiliu taxa de salubritate, care spune noi acolo în ce condiții se încasează de la persoanele fizice, am stabilit de la persoanele juridice. Cei de la Romprest motivează creșterea acestor tarife datorită faptului că în perioada din ianuarie și până în aprilie s-a înregistrat creșteri de prețuri la diverse componente care fac parte din formula de calcul a taxei. Propunerea este de respingere a acestui proiect de hotărâre, în așa fel încât
cei de la Rompres să se adreseze pe cale legală autorității de reglementare a prețurilor în domeniu, pentru că se pare că aceste creșteri, dacă au existat, nu sunt atât de mari pe măsura solicitării celor de la companie. Ca atare, propun respingerea acestui proiect de hotărâre, urmând ca solicitantul să adreseze, așa cum am precizat, celor de la Agenția Națională de Reglementare a Prețurilor și dacă vor avea câștig de cauză, ne vom, conforma și vom aproba noile tarife. În caz contrar, rămânem cu cele deja aprobate. În situația în care aceste modificări, aceste ajustări sau la aceste ajustări cei de la compania Rompres vor primi răspuns favorabil, automat și noi trebuie să venim subsidiar și să dăm o hotărâre de Consiliu pentru creșterea taxei de salubritate. Deci cam în formatul ăsta suntem astăzi. Dacă aveți ceva întrebări, mulțumesc! Mulțumim, domnule primar! Supun la vot punctul numărul 9. Cine este pentru respingerea modificării ajustării tarifelor? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate de voturi a fost aprobat și punctul numărul 9 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 10, proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări din orașul Dărmănești, județul Bacău, inițiator domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Acest proiect de hotărâre a luat naștere ca rezultat a problemelor care au fost dezbătute la nivel de județ Bacău privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Sigur că aminteam mai devreme, orașul Dărmănești, toate orașul Dărmănești are în implementare foarte multe proiecte, fie cu fonduri europene, fie guvernamentale, locale și așa mai departe. Aceste proiecte generează cantități de deșeuri din demolări sau din construcții. Știm că legislația este foarte clară vis-a-vis de gestionarea acestor deșeuri din demolări sau din construcții și mai știm că în mare parte sunt deșeuri inerte. Sigur că se pare că nu le știm pe toate și cei de la Agenția de Mediu și de la Garda de Mediu au venit și au spus că dumnealor sunt autoritățile care dau verdictul dacă sunt deșeuri inerte sau nu. Sigur că am participat la întâlniri la nivel de prefectură, de Agenția de Mediu și am propus acolo ca la nivel de județ Bacău autoritățile de reglementare să propună un regulament împreună cu punctele de vedere transmise de OAT-uri, să avem un limbaj comun. Fiecare avea câte o părere. N-am reușit la acele întâlniri să avem unanimitate în discuții. Și atunci am inițiat împreună cu, repet, cu ceilalți colegi primari de orașe și municipii această idee de a întocmi un regulament, de a aproba un regulament pe care să-l respectăm pe de o parte noi generatorii de deșeuri din construcții și demolări și pe de altă parte să fie adus la cunoștință celor care vin să ne controleze instituțiilor cu atribuții în acest sens. Mă refer la Garda de Mediu, Agenția de Mediu și ceilalți care mai vin peste noi. Practic, acest regulament este de comun acord agreat de toți factorii implicați. Rămâne să gestioneze într-o formă, credem noi, în corelare cu legislația aceste deșeuri. Au atribuții și OAT-urile, au atribuții și constructorii. Putem folosi aceste deșeuri după ce avem garanția că sunt și adresa transmisă, notificarea transmisă de la Agenția de Mediu că sunt inerte. Ele pot fi folosite, pot fi valorificate, fie le concasăm și le folosim pentru refaceri de drumuri pietruite, fie pot fi depozitate în diverse zone care sunt astăzi grote, gropi și așa mai departe, în vederea nivelării terenului, sunt soluții. Propun aprobarea acestui regulament în așa fel încât să nu avem probleme vis-a-vis de modul de gestionare al deșeurilor. Sigur că aici venim cu un răspuns și față de cetățeni. Am avut de foarte multe ori solicitări din partea persoanelor fizice
și ne-au întrebat ce fac cu acest molus, cum îl cunoaștem noi mai exact, rezultat din demolarea construcțiilor sau rezultat în urma construcțiilor noi. Nu prea aveam soluții, astăzi prin acest regulament căutăm o soluție acolo unde, repet, deșeul este sau eu știu ce rezultă din construcții și demolări este inert, îl putem folosi, ce este periculos și așa mai departe, va trebui predat către și plătit către societățile de profit. Dacă aveți întrebări, mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule primar. Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 10 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcții familiei domnului Toncu Anton, persoana aflată la nevoie socială, cu domiciliu în strada Arinilor, numărul 10, oraș Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. În data de 11.04.2023 a avut loc un incendiu pe raza orașului Dărmănești, mai exact în strada Arinilor. Acolo au fost afectate grav două gospodării, în mare parte gospodările au fost distruse, una în proporție de 100%, una în proporție de 80%. Ca atare propun pentru familia Toncu Anton un sprijin financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcții. Practic, încercăm și noi să venim, să sprijinim refacerea acestei locuințe a familiei Toncu Anton. Sigur, familia aflată în nevoie socială, așa cum spuneam, cu daună în proporție de aproape 100% și fără niciun fel de asigurare pentru locuință. Dincolo de această contribuție financiară, constând în materiale de construcții, pe care familia și le-a va achiziționa de la operatorii din zonă, venim și cu sprijin cu utilaje și am și fost acolo cu utilaje, cu camion, cu buldo, cu niște oameni, în așa fel încât oamenii să poată să se, adune, dacă aș putea spune așa, din acest nefericit caz și să reușească până în toamnă să-și facă o locuință în care să poată împreună cu familia să locuiască. Dacă aveți întrebări, dacă nu, mulțumesc, supuneți la vot. Mulțumim și noi, domnule primar. Supunem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? Trecem la punctul numărul 12. Punctul numărul 11 a fost adoptat în unanimitate. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar de urgență în cuantum de 6.000 de lei, constând în materiale de construcții familiei domnului Roman Cristian, persoana aflată în nevoie socială, cu domiciliu în strada Arinilor, numărul 12, oraș Dărmănești, județul Bacău, inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, este vorba de cea de-a doua familie care a cărei locuința ars, la fel, propunem 6.000 de lei, constând în materiale de construcții. Dacă aveți întrebări, mulțumesc, puneți la vot. Supunem la vot punctul numărul 12 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotriva? A fost adoptat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 13. Proiect de hotărâre privind participarea orașului Dărmănești la acordul de parteneriat LEADER, ce se va implementa viitoarea strategie de dezvoltare locală 2023-2027. Inițiator al proiectului, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Sigur că și la acest proiect de hotărâre am avut la bază solicitarea transmisă de grupul de acțiune locală Valea Muntelui, 21.04.2023, prin care ne solicită să emitem un proiect de hotărâre care să prevadă câteva lucruri importante. În primul rând,
că ne manifestăm intenția de a face parte din acest proiect LEADER, din acest parteneriat. În continuare, precizez că am fost membri fondatori cu ani în urmă când s-a înființat GAL Valea Muntelui. De asemenea, reconfirmăm calitatea de membru fondator la acest grup. Suntem de acord ca teritoriul orașului Dărbănești să facă parte din strategia de dezvoltare locală cu implementare din PNS în perioada 2023-2027 și, sigur, aprobăm angajamentul de susținere și de participare a UAT Orașul Dărbănești la acordul de parteneriat LEADER. Prin acest proiect reconfirmăm, așa cum am precizat, intenția noastră de a face parte din grupul de acțiune locală Valea Muntelui, susținerea pentru grupul de acțiune Valea Muntelui, ideea de a fi parteneri în acest parteneriat LEADER și sigur că facem acest lucru pentru a reuși să obținem finanțări europene atât pentru persoanele juridice de pe raza orașului Dărmănești, cât și instituția primăriei. Mai precizez că în perioada cât am fost membri în acest grup de acțiune locală, am beneficiat de finanțări europene și am să dau câteva exemple. Așa am reabilitat pârâul de la Dărmăneasca, ne-am cumpărat utilaje la garaj și amintesc un buldoi excavator. Acum suntem în perioada de achiziție a unui măturător stradal, la care am obținut finanțare de 68.000 de euro pentru acest obiectiv. Deci, ca idee, mergem în continuare, susținem grupul de acțiune locală, susținem parteneriatul LEADER și ne dorim să facem parte din strategia care se va scrie pentru obținerea următoarelor finanțări europene. Mulțumesc! Dacă sunt întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate de voturi. A fost adoptat. Punctul numărul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice, fazele PTE, DDE, caiet de sarcini, DTAC, a devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare străzi de interes local, strada Castanilor, strada Dumbravei, strada Garofiței, strada Valea Malului, oraș Dărmănești, județul Bacău. Inițiator al proiectului de hotărâre, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. Aș vrea să fac câteva precizări și aici. Spuneam în ședințele anterioare că principalul nostru scop este să dezvoltăm comunitatea și să investim în comunitate. Aceste obiective rămân priorități zero pentru noi și nu pot fi atinse dacă nu continuăm procesul de modernizare a străzilor, de asfaltare a străzilor și, sigur, modernizare însemnând rigole, podețe și așa mai departe. Dacă recent am închis proiectul care l-am demarat anul trecut de asfaltare a 7 străzi din buget local, astăzi vin cu propunerea de a aproba acest proiect de hotărâre privind fazele PTE, DDE, cai de sarcini, DATC și așa mai departe pentru încă 4 străzi și le-a amintit aici domnul viceprimar, o să o mai fac o dată și eu, vorbim de asfaltarea străzii Castanilor, strada Dumbravei, strada Garofiței și strada Valea Malului. Sigur că această investiție este din buget local și valoarea ei este 4,7 milioane de lei. Adică, într-un an, dacă am strânge toți banii din taxe și impozite, am încasa vreo 7 milioane de lei. Iată că 4,7 milioane din acești bani pe care noi încasăm de la oameni, îi investim doar în aceste 4 străzi. Sigur că, înainte de a merge pe ideea de asfaltare, avem în vedere infrastructura de substradă și vorbim de apă, canalizare, gaze și așa mai departe. Am văzut foarte multe discuții și foarte multe întrebări pe forumurile și pe mass media, WhatsApp și așa mai departe. Dar la noi când? Dar la noi când? Sigur că dacă am avea putere financiară, le-am asfaltat mâine pe toate. Cert este că avem constrângeri vis-a-vis de resursele financiare, pentru că
Asta este cea mai mare provocare și cu pași destul de accelerați mergem pe această modernizare a străzilor. Spuneam pe ședința de comisii că cea mai mare alocare financiară și în acest an este îndreptată către modernizarea străzilor, asfaltarea străzilor și iată, avem 4,7 milioane de lei din bugetul local pentru aceste străzi care până la sfârșitul anului vor fi asfaltate. Avem 21 de milioane de lei alocat pentru șoseaua de centură, care lucrările vor începe în maxim o lună de zile și mai avem 16 milioane de lei prin Compania Națională de Investiții alocați pentru cartierul Brătulești și acolo a fost procedura de depunere de oferte încheiată și se așteaptă emiterea ordinului de începere a lucrărilor. Deci, dacă facem un calcul, doar în 2023, 21 de milioane la șoseaua de centură, 16 milioane la străzile din Bătulești și aproape 5 milioane aici, suntem undeva la 8 milioane, 9 milioane de euro, doar în 2023, alocați pentru investiții în infrastructura rutieră. Asta înseamnă că rămâne prioritate zero modernizarea străzilor și că ar trebui să avem răbdare, pentru că lucrurile astea nu se fac peste noapte. A ajuns un kilometru de stradă modernizat foarte mult, aproape 2 milioane de lei. Vreau să vă spun că într-o ședință viitoare vom veni cu un nou pachet și cu un nou proiect de hotărâre care va viza asfaltarea străzilor din Joseni și aici avem Luncii și Primăverii și din Triaj, ce avem noi, Triaj și Fabricii. Pentru cartierul Plopu am depus acea aplicație pentru canalizare Plopu și Păgubeni și așteptăm să vedem rezultatul de la cererea de finanțare. Avem și acolo proiecte depuse pentru asfaltare, dar atâta timp cât nu terminăm cu canalizarea, nu vom putea interveni. Iar pentru cartierul Sălătruc avem în vedere canalizarea care este pe Poim, e un obiectiv, spuneam mai devreme, de 20 de milioane de lei, canalizare și apă în cartierul Sălătru, care este gestionat de Compania Română de Apă, nu de noi. E un proiect la care, din păcate, nu s-a înscris nimeni, a fost până pe 25 depuneri de oferte, nu s-a înscris nimeni. Sigur, se va relua această licitație, dar șanțurile vor fi pe stradă, pe mijlocul străzii. Nu putem să ne ducem cu asfalt de la lignum la deal pentru că vom sparge tot ceea ce facem. Deci, cu răbdare, sper să le putem rezolva pe toate. Mulțumesc dacă aveți întrebări pentru acest proiect. Dacă nu, spuneți la vot. Mulțumim, domnule primar. Să punem la vot punctul numărul 14 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate de voturi, acest punct de pe ordinea de zi a fost adoptat. Punctul numărul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețului minim de referință a masei lemnoase propuse spre exploatare în anul 2021 din fondul forestier al UAT Dărmănești, în urma neadjudecării în cadrul procedurii de licitație publică. Inițiator, domnul primar al orașului Dărmănești. Domnule primar, vă rugăm. În 2021 noi am avut marcate niște partizi din terenul cu vegetație forestieră al orașului Dărmănești. O parte au fost ajudecate, 4 partizi nu au fost ajudecate și ca atare prețurile au rămas la nivelul anului 2021. În 2022 am avut din nou partizi din producția anului 2022 scoase la licitație cu prețuri mai mari. Ca atare, acest proiect de hotărâre vine și propune actualizarea prețurilor din 2021, adică creșterea lor de la 80, 70, 80 de lei ce era la vremea respectivă la prețurile actuale. Sigur că după aprobare și aceste 4 partizi din producția anului 2021 vor fi cumulate cu partizile din 2022 care sunt scoase la licitație și care n-au fost adjudecate până acum și vom lansa cât de curând încă o procedură pentru achiziția acestor partizi. Este o sursă de finanțare pe care noi o folosim eficient, această pădure,
nu ca să-mi sume foarte mari, dar nu sunt de neglijat aceste sume și aceste sume vin să cofinanțeze proiectele pe care noi le-am aprobat sau le-am amintit mai devreme. Deci din aceste sume, nu doar din taxele și impozitele pe care le luăm, finanțăm aceste proiecte mari de investiții de milioane de lei pe care le-am amintit. Dacă aveți întrebări... Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Cine este pentru? Se abține cineva? Este cineva împotrivă? În unanimitate a fost adoptat și punctul numărul 15 de pe ordinea de zi. Punctul numărul 16 diverse. O să-i dăm cuvântul domnului primar, după care, dacă doriți să vă înscrieți, la punctul câteva diverse. Lucruri aș vrea să spun aici. În primul rând, e un mesaj transmis crescătorilor de animale, în special celor care au oi. În această perioadă, până pe 21 mai, când oile vor pleca la munte, avem nenumărate solicitări din partea cetățenilor, plângeri că aceste ovine sunt... pășunează în grădinile, în fânețele, în, eu știu, imediata proximitate a intravilanului. Sigur că nici în zona de Islas, și noi am stabilit de comun acord care sunt zonele unde pot pășuna oile până pe 21 mai, în zonele din fiecare Islas comunal am delimitat clar unde se poate pășuna. Din păcate nu se respectă ce am vorbit noi acolo în unanimitate și ca atare mesajul pe care îl transmit este de a își face fiecare treabă așa cum e. Nu mergeți cu oile în zonele de jos, în zonele proprietăților private și nici în zona în care noi avem islas care este destinat pășunatului bovin. În caz contrar, sigur că vom aplica măsurile legale și varianta scurtă este amenda și poliția locală este pe traseu. Nu asta ne interesează, să vă creăm disconfort. Deci rugămintea mea, mergeți cu ovinele în zonele în care le-am agreat de comun acord. Al doilea lucru, aș vrea în regim de maximă urgență cei care au licitat pentru pășuni să vină și să semneze contractele de închiriere, noi în mare parte le-am pregătit pentru a putea să depuneți aplicațiile la APIA. Cei care aveți, ați participat la licitație și aveți contracte, înainte de a veni să semnați, faceți acele garanții pe care colegii mei le-au prevăzut în caietele de sarcini. Fără depunerea garanției și documentul că ați depus garanția, nu vom avea contractele semnate. Al treilea lucru, aș vrea să vă spun că în zonele de pășune pentru bovine, la fel este interzis pășunatul până pe 21 mai, vor pleca oile la munte și vom deschide pășunatul pentru bovine. Este în amenajamentul silvopastoral făcut de noi, sunt niște reglementări foarte clare, este o perioadă de refacere a covorului ierbos, nu putem pășuna alandala. Deci în acest caz, cei care vor fi găsiți pe pășune vor primi amenzi. Următorul lucru pe care vreau să vi-l transmit este că în 21 mai facem acel târg de produse tradiționale cu crescătorii din zonă și nu numai și vă invit pe toți cei care sunteți interesați să participați la, nu mai știu, cred că a 7-a ediție a târgului de produse tradiționale în centrul orașului, în fața primăriei, sâmbătă și duminică, 20 și 21 mai va avea loc această ediție a târgului de produse tradiționale. Mi-aș dori tare mult ca cei interesați să depună solicitări, cereri la primărie pentru a putea să le rezervăm un spațiu de expunere. Dacă sunt probleme legate de finanțări, de, eu știu, proiecte europene, vom convoca la aceste zile de târg și autorități de la nivel județean și mă refer aici la Direcția Agricolă, la APIA, de la nivel central, în așa fel încât să răspundem solicitărilor. Tot în această perioadă, 21 mai, vă propun să inaugurăm obiectivul de investiții care l-am încheiat în
decembrie 2022. Este vorba de centru de zi pentru persoane vârstnice și vă invit pe toți cei care vreți, vom comunica ora, data exactă, deci după ce vom deschide târgul de produse tradiționale, cred că vom merge împreună și vom inaugura și acest obiectiv de investiții la care s-a muncit foarte mult. Câteva lucruri pe scurt, dacă aveți probleme care țin de punctul numărul 16 de diverse, vă rog. Domnul Balaș, vă rog. Aș avea trei întrebări scurte, una pentru domnul secretar. O simplă întrebare, serviciul taxe și impozite poate creșteți taxe pentru serviciile efectuate pentru persoane fizice sau juridice? Am să vă răspund eu, dacă îmi permiteți. Toate aceste taxe și impozite sunt reglementate prin hotărâri de Consiliul Local sau legislație. Trebuie să înțeleagă cetățenii că au drepturi și obligații și noi am spus acolo că la obligații, dacă vorbim de taxa de salubritate, sunt obligați ca până la 31 martie, dar în cazul taxei este până la sfârșitul lunii ianuarie, să depună o declarație cu situația lui vis-a-vis de membri. Deci avem modelul de declarație și este obligația lui. Nu mergem noi la 15.000 de locuitori să le solicităm această cerere. În modelul de declarație pe care au ei acolo, declarație de impunere, spun, suntem 5 membri în casă, cât e taxa și așa mai departe. Sau 2 membri sunt plecați în străinătate, depun documente că sunt plecați în străinătate și noi luăm de bună această declarație făcută pe propria răspundere. Sigur că în paralel facem și noi verificările noastre. Cât sunt la, în evidența SCLEP la primărie și vedem că sunt 8 sau 9 sau 10 și el a declarat 2. Dacă vorbim de persoane juridice, deci la persoanele fizice cu siguranță este obligativitatea omului de a veni și face această declarație. În condițiile în care n-a venit, se impune din oficiu. La persoane juridice, regula este la fel. Avem model de declarație, cei mai mulți dintre persoanele juridice de pe raza orașului Dărmănești au venit în termen și au făcut această declarație de impunere vis-a-vis de cantitatea de gunoi pe care o generează și numărul de angajați. Tot ca obligativitate este cade în sarcina atât a persoanei fizice cât și a persoanei juridice de a solicita de la oate orașul Dărmănești un container sau o pubelă, un recipient. Adică în baza solicitării scrise a acestei persoane fizice sau juridice, noi îi dăm gratis fie o pubelă pentru persoana fizică sau două, când este vorba de gunoiul menajer sau de gunoiul reciclat, fie un container pentru persoana juridică. Cei care nu vin să solicite aceste recipiente nu înseamnă că nu se prestează un serviciu, pentru că sunt reglementări încheiate între, prin contractul de delegare a gestiunii între UAT și operator. Pentru că în felul ăsta, dacă n-am fi avut aceste reglementări, nimeni nu producea gunoi în Dărmănești, nimeni nu venea să declare că are 3 membri, 5 membri sau nimeni nu venea să declare că are activitate economică, dar de pe raza orașului Dărmănești se ridicau tone, zeci de tone de deșeuri, erau transportate la groapă de către operator și nimeni n-avea de plătit. Ei, sigur că, repet, dacă respectivul sau persoana juridică sau fizică spune că nu are activitate, vine la primărie, declară că nu are, aduce în cazul persoanei juridice extras de la Registrul Comerțului în care omul a declarat că nu mai are activitate, nu-l impune nimeni. În cadrul persoanei fizice vine și ne spune băiatul meu, soțul meu este plecat din țară, este student, ba decedat, în baza acestei declarații el este scos din evidență. Sau și varianta invers. Avem o persoană juridică care este inactivă ianuarie, februarie până în iulie. În iulie vrea să reia activitatea. Din nou avem reglementat, vine, declară, ne spune că a început activitatea și a luat autorizație de funcționare și așa mai departe. Persoana la care faceți dumneavoastră referire, e vorba de o persoană juridică,
Este o poveste mai veche, este o poveste cu iz de, eu știu, de scandal, poate prea mult spus. Acea persoană juridică funcționează, acea persoană juridică funcționează, am făcut adresă la Registrul Comerțului și este activă, am făcut adresă la Ministerul de Finanțe și are activitate, ne-a declarat dumnealui că are un angajat. Am mai avut o problemă în anii anteriori, a pierdut în instanță și gunoiul costa 3 lei și cheltuielile de judecată costa 10 lei. Adică dacă este rea voință, nu am toleranță la așa ceva. Dacă nu înțelege, să vină la noi și să ne întrebe. Avem toate mijloacele gândite în aceste hotărâri de Consiliu, avem toate soluțiile pentru, eu știu, avem un regulament. Adică, așa cum înțeleg 99,9% să achite și să țină de ce avem noi aici, 1-2% nu înțeleg. Deci, cam atât am avut vis-a-vis de acest lucru. A doua întrebare face referire la respectarea hotărârii de Consiliu privind închirierea terenurilor private, a contractelor de arendă între crescători de animale și proprietarii de teren. De închiriere, nu de arendă, de închiriere. Da. Noi am dat o hotărâre de Consiliu, modul în care se poate face acest lucru. Sunt mulți care sare etapele, sunt mulți care își bat loc, așa, pe românește, de proprietate. Sunt persoane bătrâne care nu au mai dat unul. Oamenii plătesc la Consiliu taxele și impozitele pe teren și alții beneficiază, știți, de... E ce am amintit și eu mai devreme și am spus că sunt... Lucru, dar ar dori chiar să nu ne bate în loc unii de alții. Deci chiar e păcat. Noi plătim terenul un an de zile și beneficiem de acel teren 3 sau 4 luni de an. Aveți o propunere concretă aici? Serviciul taxe și impozite ne trimite lunar, dacă n-am primit. Da. Da, eu aș avea o propunere să respecte ceea ce am hotărât noi, deci, Consiliul. Sigur. De asta am și spus că cei de la Poliția Locală sunt în teren și dau amenzi în fiecare zi, pentru că soluții văd că nu. Atâta, de bună vorbă mai... Exact. Da. Și a treia problemă ar fi problema câinilor păinari. Aș dori ca Poliția Locală, chiar în zona rafinăriei sau sunt anumite locuințe unde persoanele sunt plecate în străinătate. Sunt saciuiați acolo câini, sunt mănci, deci ar trebui cumva luați și duși de acolo. Sunt persoane care circulă cu biciclete, nu mai pot circula cu ele din cauza la aceste haine. Știu. Aș vrea să vă fac și aici câteva propuneri. În primul rând, la nivel de OAT, oraș Dărmănești, noi nu avem un serviciu funcțional pentru gestionarea câinilor. Avem personal, să zic, autorizat pentru a folosi pușca cu tranquilizant și intervenim punctual acolo unde sunt probleme deosebite. Cred că vom veni în perioada următoare cu un proiect de hotărâre pentru a găsi niște soluții. Una dintre soluții poate fi să ducem acești câini în alt centru, adică la un OAT care are un serviciu autorizat și un adăpost autorizat. Să știți că lucrul ăsta îl puteam face de mult, dar sunt niște costuri fantastic de mari. În fiecare zi veți vedea ce costuri sunt cu întreținerea unui câine într-un adăpost autorizat. Sunt niște costuri fantastice și dacă ni le permitem, vom face lucrul ăsta. Dar va trebui să dezbatem serios fiecare bănuț pe care îl cheltuim acolo. Acești câini în adăpost, nu, din ce am discutat cu cei care au adăposturi autorizate, nu înseamnă că în ziua a 7-a, 8-a, 10-a vor fi eutanasiați. Nu. Acești câini pot să stea în acel adăpost și 10 ani. Și noi suntem obligați să întreținem acești câini. Deci împreună vom decide care sunt costurile pentru comunitate și, sigur, dacă ne permitem să facem lucrul ăsta, că dacă ducem, nu știu, 30 de câini într-un adăpost de acest gen, pe nu știu câte sau luni sau ani, gestionăm și vedem care e impactul. Cred că ar trebui, pe de altă parte, să fim și noi un pic ca și cetățeni, un pic mai vigilenți. Mai degrabă recomand chemarea doctorului veterinar și castrarea acestor cățele care ne creează disconfort. Noi avem contract cu doctor veterinar, pe toți cei care îi prindem pe domeniul public, îi castrăm, îi deparazităm ce facem cu ei.
Sunt foarte mulți căței găsiți în diverse colțuri din, de stradă, de 7-8 căței, aduși de proprietarii de câini. Aceste cățele se mulțesc, rămași pe domeniul public, creează disconfort. Deci, dacă găsim de comun acord să facem un efort, pe de o parte autoritatea publică, pe de altă parte fiecare cetățean acolo în curtea lui, cred că rezultatele se văd. Altfel e destul de greu. Sigur, putem să-i strângem și să-i ducem într-un adăpost, dar vom vedea că sunt niște costuri lunare foarte mari și la momentul ăsta cel puțin nu ni le permitem. Noi avem restricții de iluminat public pe timpul nopții pentru că nu avem cu ce plăti. Și nu știu dacă vom identifica resurse să ținem câinii în adăpost. Pentru că cei care, repet, au aceste adăposturi n-au niciun interes să îi eutanasieze în 20 de zile, în 30 de zile. Ei din asta trăiesc și vor să... Îi prindem, îi deparazităm, am văzut, unii dintre câini sunt... Am avut discuții exact pentru că am avut discuții. Și nu-i numai cazul lui. Nu, haideți să vedem cine mai... Avem pe domnul profesor. Domnul Debrețin din online. Da, s-a scris domnul profesor, da? De la început s-a scris. Domnul, domnul profesor, vă rugăm. Un pic e domnul Buzatu și după aia. Vă rog, domnul profesor. Eu o să intru la cursuri și nu o să mai pot. Domnul profesor, haideți să-i dăm voie domnului Debrețin că intre la cursuri. Te rog, Tibi. Sunt două probleme. Prima problemă, ce se mai știe despre proiectul cu anvelopare a Liceului Tehnologic Dărmănești, a una, și a doua, cu introducerea acelei conducte de gaze. Ce mai știți de proiectele noastre de gaze din zonă? Da. Pentru prima întrebare, suntem cu proiectul liceului la proiectant, se face acum acel DATC sau DALI, are termen până pe 12 mai să finalizeze atât liceul cât și grădinița din strada Popasului. Noi avem un calendar, 12 mai ar trebui să ne predea aceste DALI-uri, imediat să facem o ședință extraordinară, aprobăm acești indicatori, încărcăm aceste DALI-uri pe platforma PNRR-ului și trecem la etapa următoare, adică proiectare și execuție. Sunt niște pași, se lucrează la momentul la care vorbim, repet, am avut și ieri discuții cu proiectantul, lucrează. Până pe 12 are termen să ne predea. Legat de extinderea rețelelor de gaze și acolo se lucrează, cred că a terminat pe lalelelor, parcă avea ce... Viorelelor. Se intervine pe, după aia pe Vadului și după aia vom intra în calea Tortușului, zona care te interesează. Deci noi am bugetat, am avut și noi o problemă pe care doamna contabil șef, din lipsă de resurse financiare, bugetasem lucrările astea pentru trimestrul 3 și am rugat să devansăm cumva pentru că constructorul a terminat pe lalelelor și trebuie plătit. Deci văd undeva august finalizarea lucrărilor cel târziu. Mulțumesc. Domnul profesor Buzatu, vă rog. Da, spuneam că și mă răstăviți să rezumă la vă rog. E vorba de cei din național de la Valeuzului, dar tribunalul din Bacău, subliniez, în curte de apel din Bacău, în altă localitate, în 10 februarie anul acesta, a anulat definitiv dreptul de proprietate a localității asupra cimitirului Valeuzului. Bine, decizia este definitivă, irevocabilă și mai departe. Eu am aici mai multe observații și am să mă opresc la câteva dintre ele. Mă opresc mai întâi la hotărârea Curții de Apel, care spune că, sau care cere, desființarea lucrărilor cimitirului. Acum, o parte din presă, care e mai puțin informată, și presa maghiară, vehiculează și alți termeni, cum ar fi demontarea, îndepărtarea și așa mai departe. Sigur că termenii aceștia își au nuanțele lor de înțeles.
Problema este să vedem noi la primăria de la Mești unde ne sigur, dacă ei ne oprim. Ar trebui să ne oprim la termenul de desfințare al curții de apel acolo. Problema este cine să facă acest lucru. Cred că primăria Târmănești, care este proprietara acestui bunul, trebuie să facă acest lucru, dar eu zic că nu ar trebui să facem nimic până când nu avem o hotărâre executorie la acest lucru. Trebuie însă multă atenție, fiindcă primăria, primarul din Sân Martin spune că așteaptă măcar o notificare, probabil din partea unei instituții superioare și, în mod sigur, se lucrează în acest sens și, pe baza acestei simple notificări, să se apuce lucrurile. Trebuie puțină atenție din partea noastră ca, mă rog, să fie pusă la îndeplinire hotărârea curții de apel și nu notificarea din partea unei instituții pe care o așteaptă primarul din Sân Martin. Asta înseamnă, am zis că trebuie o hotărâre executorie, dar și aici cred că sunt probleme suficient de dificile, în sensul că de ce să desfințăm când putem să mutăm, dar de aceea se pune problema așa, în o altă locație, ok, este, dacă îmi permiteți, pot să vă răspund câteva, la câteva întrebări. În primul rând, există o hotărâre definitivă și executorie. Doi, acolo nimeni la momentul ăsta nu știe cine mai e proprietar. În toate documentele cimitirului Pereaza orașului Dărmănești nu s-a modificat absolut nimic. Instanța de judecată spune că este a localității Sân Martin. Ministerul Apărării spune că este cimitir internațional și că românii au acolo înhumați eroi, că mai au și rușii, mai au nemții, au italienii, sunt 7 nații acolo și că e cimitir internațional. Se mai spune că cei care au făcut lucrări acolo nu le-au făcut cu niciun fel de autorizație până în 2018, când am venit noi. E un tămbălău politic acolo. Noi vom face câteva lucruri cu siguranță în perioada imediat următoare. Trebuie să respectăm acea hotărâre care a rămas definitivă și vom demola acele cruci și ce e acolo. Doi la mână. Vom transmite o adresă și, înainte de a intra în ședință de Consiliu, mă consultam cu colegii mei, vom transmite o adresă către primarul din Sân Martin, în care vom solicita acea notificare ce a spus dumneavoastră. Vom solicita emiterea unui act administrativ pentru demolare. Mai avem și o adresă pe care ne-a transmis-o ieri Consiliul Județean Harghita, prin care ne spune, ne-a dat și soluții unde să ne ducem noi cu ce avem acolo. Este un subiect pe care îl vom aborda în perioada următoare. Vom vedea ce facem și cu acele și de comun acord cu acel monument și ce avem acolo, unde le folosim și așa mai departe. Cert este că la un singur lucru s-a ajuns de comun acord. Cimitirul are statut de cimitir internațional, este făcut în 1926, nu de noi, ci de cultul eroilor de la acea vreme. Sunt 1306 eroi înhumați acolo, sunt și români. Va trebui, nu noi, pentru că noi am făcut ceva și se pare că am deranjat, va trebui statul român să se implice acolo așa cum trebuie. Și trebuie nu să rescriem istoria cum vor unii sau alții și să ne pronunțăm noi că sunt sau nu sunt, ci statul român, prin acele tratate internaționale pe care și le-a asumat, cu țările respective, cu reprezentanțiile militare ale statelor care au înhumați eroi acolo, să facă ordine. Statul român nu și-a dus la îndeplinire atribuțiile pe care le are. Un stat care nu și-a făcut datoria prin oficiul cultului eroilor și așa mai departe,
față de eroii care sunt înhumați acolo și față de, repet, tratatele internaționale care sunt semnate și care ar trebui să le respecte și statul român, că el și le-a asumat. Vom vedea cum gestionăm în perioada următoare această, eu știu, treabă, pentru că nu vreau să creăm, eu știu, inflamații, conflicte și așa mai departe. Vom vedea la momentul respectiv și o să vă informez pe măsură ce lucrurile evoluează. Da? Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări? Aici sunt totuși câteva... Eu vă propun să o discutăm asta într-un format mai restrâns și vom vedea ce soluții că... Eu am niște observații deja scrise. O să da, lăsați-mi-le și le discutăm ca să... Da. Pentru că n-aș vrea să înțeleagă cineva, e presa în direct, că facem vreun apel la nu știu cine din țară să ne trezim cu nu știu cine. Nu. Este o chestie care o gestionăm și vom avea și soluții la... Statul român pur și simplu nu s-a implicat absolut deloc în problema aceasta. Nu. Am spus și eu că statul român... Și atunci o intervenție către niște foruri internaționale de justiție... E complicat. Să-și facă statul român treaba pe care o are pe legislația românească și lucrurile se rezolvă. Dar, nu. Până atunci, cei din partea cealaltă, nu vor ține cont de problemele astea și vor acționa. Adică, acea simplă notificare îi va pune în postura de a desfința ei cimitirul respectiv. Foarte bine. E foarte bine. Deci nu e niciun fel de... Dar la acea curte de apel, n-ați ținut seama, probabil, de problemele, de intervențiile judecătorilor noștri. Nu judecători, avocaților noștri. Toate, mă rog, aspectele sunt oarecum pe lângă adevăr. Începând de la locație. Domn profesor, știți cum e? Facem o discuție pe lucruri care... Deci n-are rost să ne... Pentru că, în primul rând, nu suntem juriști, în al doilea rând, este o hotărâre a curții care o fi, ce să ne... Ar însemna că nu respectăm decizia instanței. Dacă deci... mai aveți alte probleme, domnul profesor? Alte discuții? Mai avem două probleme. Haideți, vă rog. Râul de la Germania, asta îmi pare rău să o spun, dar nu este încă terminată reabilitarea. Mai sunt niște probleme destul de serioase, adică problema de trecere pe sub... Da. V-am spus că am făcut demersuri acolo și sunt cei de la drumurile naționale, ne-au, cred că sunt în fază de autorizare a lucrărilor. A solicitat aviz de mediu. Este un demers foarte nevoios, adică nu credeți că mâine au solicitat aviz de la mediu de un an și ceva. De când am făcut noi demersurile astea, mă bucur că au răspuns favorabil și au spus că alocă investiții pentru așa ceva. Au solicitat certificatul de urbanism, sunt la avizări acum că mediul nu știu ce le mai cere și eu sper anul ăsta să fie rezolvat. E un segment de proiect care ține strict de ei, costă niște sume fabuloase să modifici ce avem acolo pentru că se vrea lărgirea podului, supraînălțarea și așa mai departe. Dar este un demers început și eu sper să și-l ducă la bun sfârșit. Cu banii lor, nu cu banii noștri. E problema drumului spre proprietăți. Acolo, drumul spre proprietăți, încercăm anul ăsta să vedem dacă reușim să facem un pod în spate acolo, pentru că românul care are proprietate vis-a-vis de teren, nu vrea să ne dea teren. Este vorba, știți foarte clar, că am făcut un milion de demersuri. Este ruda dumneavoastră, care nu vrea să cedeze niciun metru din proprietatea lui pentru a face acces pe acolo. Dacă nu vrea, proprietatea este sfântă și nu putem să facem altceva, să-l expropriem pe ăla. Vom face podul ăla acolo, la ulița de la Dărmăneasca, este singura soluție. Eu am... Pe strada Cișmelilor. Pe strada Cișmelilor. Am făcut demersuri cu toți cei din neamul Buzatul. De la Îl Bătrân, care a plecat, până la cel mai mic, care e acolo și răspunsul este nefavorabil pentru noi, deși noi veneam cu o lucrare să facem acolo un dig serios, îi făceam și gardul omului, dar la momentul ăsta nu avem un răspuns favorabil din diverse motive, nu mai are rost. Vă rugăm, dacă mai aveți ceva. Da, mai este o dacă Maria Dărmănești s-a înscris în platforma programului, era la local. Da, nu ne-am înscris în această etapă că n-am avut bani. Trebuie să punem 600 de lei de la bugetul local pentru fiecare mașină. Și am făcut, dacă ați văzut acea rectificare, am strâns bănuții și am pus 4,7 milioane de lei pentru asfaltare.
trebuia să fi venit, să fi rupt de undeva, nu îi avem. Deci nu îi avem acești bani pentru a putea să... Și n-am avut nicio solicitare, adică n-am avut solicitări scrise la primărie. Fiecare mașină trebuie 600 de lei să punem de la noi. Dacă avem 100 de mașini, ori 600 de lei, sunt 600 de mii de lei pe care trebuie să-i avem. Deci, din cauza asta nu ne-am înscris, că nu ne dă nimeni bani. Să nu credeți că vine vreun, toți ne cer acești bani, nu am avut. Poate într-o etapă viitoare, dacă se va mai lansa proiectul ăsta și dacă vom avea disponibil, vom face. Da. Mai aveți, mulțumim. Înainte de închiderea ședinței, din partea colegilor, urăm la mulți ani colegului nostru consilier, Codfaz Vasile, să fii sănătos și fericit. La mulți ani, e ziua... La mulți ani, Vasile. Declar închise lucrările ședinței din data de 28.04.2023. Vă mulțumim.